Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în comuna Borca, județul Neamț. De abia după 24 de ore au fost stinse flăcările. Au ars aproximativ 60 de hectare de pășune împădurită și un hectar de fond forestier. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost stabilită ca fiind focul deschis în spații deschise. La această misiune au participat 50 de pompieri, dar și alte 10 de persoane.